Emoțiile pentru absolvenții de clasa 12 au luat sfârșit. Rezultatele examenului de bacalaureat au fost afișate. Anul acesta, rata de promovabilitate a fost de 71,4%. Este cel mai bun procent din ultimii 8 ani. Cele mai mari note s-au obținut în județele Sibiu, Bacău, Iași și Cluj. În capitală, peste 74% dintre cei care au obținut examenul au obținut medii peste 6. La porțile liceelor nu a mai fost forfotă ca altădată. Rezultatele examenului de bacalaureat au fost afișate pe internet la prânz și abia în jurul orei 15 la vizierele din Curtea Unităților de Învățământ. La liceul Jean Monnet din capitală, acești băieți au venit cu mașinile și cu muzica tare în boxe să vadă tabelul cu note doar la mișto, așa cum ei înșiși povestesc. Au aflat notele de ore bune de pe internet. Horia a obținut o medie de 8,50. Este o performanță, spune băiatul. Așa că în seara aceasta va sărbători pe cinste, alături de prietenii. Ești mulțumit? Foarte mulțumit. Cel mai mulțumit. Unde o să mergi mai departe? Ase. Ai avut emoții, așa? Nu mă așteptam nota asta, dar foarte, foarte bine. Credeai că o să ai mai puțin? Da, un 7 și ceva, sincer. Aproape toți cei care au studiat la liceul Jean Monnet s-au declarat mulțumiți de rezultatele obținute. Mulți. Cum o să petreci? Acasă, învățând pentru admitere la facultate. Unde mergi? Politehnică, mecatronică și robotică. A fost bine, am luat 9 la info, 9,2 la română și 8,25 la mate. Ce vrei să faci pe viitor? Informatică, vreau să merg la ASE. La sesiunea de bacalaureat din 2017 s-au înscris 135.513 elevi și au reușit 91.754. Adică, rata de promovabilitate a fost de 71,4%, cu 5% mai mult ca anul trecut. Cea mai mare promovare, peste 83%, s-a înregistrat în județele Sibiu, Bacău, Iași și Cluj. La polul opus se situează județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Gorj și Mehedinți. În capitală, rata de promovabilitate a fost de 74,09%. În mai puțin de 10 licee din țară, promovarea a fost zero. Noul șef de la educație, Liviu Pop, s-a declarat nemulțumit pentru că s-au constatat mari diferențe între liceele teoretice și tehnologice. Pe zona liceelor tehnologice, un grad de promovabilitate din ce în ce mai mic, iar pe zona liceelor teoretice, o creștere a gradului de promovabilitate. Sunt lucruri care trebuie să analizate împreună cu dumneavoastră, cu partenerii educaționali, în așa fel încât să identificăm care sunt problemele de fond. Notele pot fi consultate pe site-ul www.bacalaureat.edu.ro. Cei care nu sunt mulțumiți pot depune contestații. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 10 iulie. Cu toate că anul acesta mulți tineri au reușit să treacă cu bine peste examenul maturității, România rămâne țara în care abandonul școlar crește de la an la an.